puteți spune, vă rog, cât costă 3 nopți de cazare în luna iunie pentru o cameră standard? Pentru o cameră standard se va plăti 350 de lei pe noapte pentru 2 adulți cu mic dejun inclus, adică un pachet de 3 nopți va... Aproximativ 1000 de lei, atât vor trebui să plătească turiștii care ajung la mare luna iunie. Însă la această taxă se adaugă, bineînțeles, și plata parcării. Asta în cazul în care nu mai au niciun loc liber în parcarea hotelului. Turiștii care vor ajunge pe litoral vor trebui să plătească parcarea astfel. Pentru o oră, aceștia vor plăti 2 lei, 2 ore, 6 lei, 3 ore, 10 lei sau toată ziua 96 de lei. Ceea ce înseamnă că dacă aceștia vor sta 3 zile la mare, vor scoate din buzunar aproximativ 300 de lei pentru parcare. Pentru unii turiști, parcarea a devenit un lux pe care nu toți și-l vor permite. De pildă, la unele hoteluri din stațiunea Mamaia, pentru această lună, o cameră pe noapte costă și 100 de lei, ceea ce înseamnă că o noapte de cazare costă cât o zi de parcare. Prețurile sunt puțin exagerate. Deci mi se pare enorm. Să-mi scot soția și copilul la un suc, nu costă masa cât dau pe parcare. Dacă mă întrebați pe mine, mi se pare destul de scump. Dacă întrebați o persoană care câștigă 7.000 de euro pe lună, s-ar putea să vă răspundă nu. La această sumă se adaugă banii pentru mâncare, dar și pentru distracție. Astfel, turiștii care vin la mare vor trebui să aibă un buget de cel puțin 1.500-2.000 de lei doar pentru 3 zile pe litoral, spun cei care au ajuns în aceste zile în stațiunea Mamaia. Îi plătesc hotel, 1.000 de taxe ce le plătesc pe acolo. Eu știu, mai plătesc și podul, mai plătesc și nu mai știu ce. Foarte mult. E cam scump. Cred că ăsta este un motiv pentru care oamenii aleg mai ușor să meargă în Bulgaria, da? Pentru că prețurile sunt foarte mici comparativ cu ale noastre. Mai mult, prin lege, hotelierii și proprietarii de pensiuni sunt obligați să asigure parcare pentru turiști. Însă aceștia nu dispun de cele mai multe ori de suficiente locuri, iar astfel turiștii ajung să dea bani grei pentru o zi de parcare. Avem în jur de 50 de locuri de parcare, ele sunt limitate. Locurile fiind limitate, sunt turiști care se plâng că știau că noi avem locuri de parcare, iar când au ajuns aici nu au mai găsit. Au fost câteva persoane care s-au plâns că nu au unde să parcheze, dar nu am avut ce să-i îndrumăm decât să plătească prin SMS sau altă modalitate valabilă la acel moment. Într-adevăr, am avut foarte multe reclamații pentru că turiștii au fost nevoiți să achite locurile de parcare și nu o sumă foarte mică. Mai ales pentru un sejur de 5 nopți de cazare, costul era destul de mare. Majoritatea se îndreaptă spre alte țări pentru că costul este mult mai benefic pentru ei. De la 1 mai, în mai multe puncte cheie din stațiunea Mamaia au fost montate parcometre. Astfel, pe lângă plata prin SMS, turiștii, dar și constanțenii vor putea achita cash, cu monede, bancnote sau cardul prin contactless. Mai mult, cei care aleg să plătească la unul dintre aparatele electronice trebuie să aibă bani fixi, pentru că acestea nu dau rest.